una de demânul lui. Am luat niște detergent de la departe, o seală de la Sano, Flor se numește. E foarte bun că are un miros plăcut așa, de curată, prospețime de... Și am găsit la cantitate mai mică, 10 lei. Bun. Că înainte n-avea decât... avea decât 3 kg, era 28. La ce suprafața mi-o dă spălat? Este 700 de mililitri, ăștia mi ajunge 2 ani. Că n-am, nu prea spăl eu, că nu prea am cu ce să fac mizerie. Ia să vezi acum că stau un sfert de zi aici. A? Nu să ieși, până nu vezi cum vine nemâncații. Nu vezi cum vine să te halească bulangii. Da, da, ai lanții. Nu ieși înaintea lor, frate. Haide, mă. Și am luat niște ouă, roșii, verzi, galbene, de toate culorile, 11-12 lei, 10 ouă, cam micuță, da? Gata, vopsite, pentru o zi. În fine. Și chiar mă uitam camilogul în pungă, după ce am dat eu 100 de lei. Deci pe astea sus menționate am dat 100 de lei. Și tot mai am de luat. A, și mi-am luat niște redigest. Nu mai aveam redigest de mult și cam am început să diversific și eu mâncarea un pic, dacă nu mai sunt la rinci. Și necesită redigest, că nu mai merge. Să mănânci numai lucruri selecționate și nu prea... Și am renunțat la... Azi am luat, dar în general am renunțat la fasolea bătută, care era bună. Mă arunca afară imediat de dimineață. Da. Și deci ce mai am să iau? Mai am să iau vreo 4 pulpe de pui, mai am să iau niște brânză de aia bună, știu eu de care are la mine acolo, la Supeco, ceapă verde, usturoi verde, roșii am luat, cam astea n-am. Acum o să mă duc la oșeanul ăsta de la Paladea, primul lucru. Și vreau să ieșuiesc și pe Jumbo, că și așa e 10 fără 5. Vedem ce... Poate mă mai înnoiesc și eu cu ceva. Că dacă nu iau acum cât am banul pe mine, de Paște cum ar veni, nu mai iau. Bat așa ceva. Da, și să am și eu... față ghiuacelule. Și au și niște muștar bun, dacă am să zic muștar bun. Muștar bun e de la dulce, bunica. Mai iau din ăla 5 lei. Cadou.
cadouri.